Bună seara, dragii mei! Să ne gândim împreună cum ar fi o lume fără Dumnezeu. Ar putea exista? Nu de mult am citit o povestioară despre un băiețel care primise în dar un bănuț ca să spună nu există Dumnezeu. Și totuși băiatul a dat banul înapoi și a spus: am să te plătesc eu pe tine ca să-mi spui locurile unde nu este Dumnezeu. Ce s-ar întâmpla dacă Dumnezeu nu ar exista? Ce s-ar întâmpla dacă Dumnezeu ar exista și nu ne-ar asculta? Ce s-ar întâmpla dacă în momentul în care ne-am naște, nu am ști ce avem de făcut? Ce s-ar întâmpla dacă apa ar seca? De-a lungul timpului am întâlnit atât de multe întrebări, cu și fără răspuns, întrebări și gânduri, vorbe, fapte în care l-am introdus pe Dumnezeu. Am vorbit despre El frumos, am vorbit despre El ca și cum n-ar exista, dar am întâlnit câteva gânduri ale unei ființe extraordinare. Și ca orice om extraordinar, de multe ori numele acestea rămân uitate în momentul în care gândul lui se așterne pe hârtie. De multe ori numele nu mai are loc pe lângă gândurile lăsate, dar nu asta contează acum. Important e că vreau să pun o întrebare care spune cam așa: te-ai gândit vreodată ce nu-ți va cere niciodată Dumnezeu? Răspunsurile ar putea fi acestea. Dumnezeu nu ne va cere niciodată să spunem ce suprafață are casa noastră, dar ne va cere să spunem numărul prietenilor pe care i-am primit în ea. Dumnezeu nu ne va cere niciodată numărul hainelor din dulapul nostru, dar ne va cere numărul celor pe care i-am îmbrăcat. Dumnezeu nu ne va cere niciodată să-i spunem care este cel mai mare venit al nostru, dar ne va întreba dacă ne-am făcut slujba așa cum trebuia. Dumnezeu nu ne va întreba câți prieteni am avut, dar ne va întreba câtor oameni noi le-am fost prieteni. Dumnezeu nu ne va întreba despre vecinătatea în care am trăit, dar ne va întreba cum ne-am tratat vecinii, cum am avut grijă de ei. Dumnezeu nu ne va întreba despre culoarea pielii, dar ne va întreba despre caracterul nostru. Și vreau să vă povestesc acum o întâmplare hazlie generată de amintirea acestor cuvinte pe care am trăit-o cu mult timp în urmă cu vecinii mei. La un moment dat, lângă noi, în partea dreaptă a casei, s-a mutat o familie de romi. Nu-i văzusem niciodată, nu știam ce vârstă au, nu știam cum arată, dar eu în fiecare seară pe vremea aceea mergeam în grădină și udam grădina cu furtunul, făcuse tatăl meu un furtun lung, și mergând prin grădină și udând de colo-colo, la un moment dat mi-am spus: a, uite, grădina vecinilor mei e tot timpul uscată. Ce-ar fi să încerc să le ud și lor acolo cele câteva plantuțe? Așa că, străduindu-mă să ajung la plante prin gard, trăgeam cât puteam furtunul dincolo cu apă, le udam. Azi așa, mâine așa, până când, într-o zi, după destul timp, m-am întâlnit în sfârșit cu vecinul meu.
era un om în vârstă care, zâmbind, mi-a spus, pentru că m-a prins udându-i grădina. Zice, Doamne, Doamne, eu mă gândeam că plouă în așa fel încât udă jumătate din grădina mea. Niciodată nu mi-am gândit că cineva din vecine ar putea să mă ajute să-mi o ude. De atunci am devenit prieteni cu acești bătrâni pentru că i-am cunoscut și soția și de câte ori am avut nevoie de ceva, ne-au sărit în ajutor. Iar noi, de câte ori am știut că ei au nevoie de ceva, i-am ajutat. E o mică mărturisire din viața mea plină de peripeții din copilărie și mă bucur că v-am dăruit-o și poate am dat exemplu, așa o picătură, pentru sufletele dumneavoastră. Nu ținem cont cine-i vecinul, nu ținem cont ce vârstă are, nu ținem cont că viața e clădită ca să ne ajutăm. Să nu uităm aceste lucruri atât de importante. Am încercat să vă dăruiesc un gând pentru seară. Un gând ca, privind în urmă, să ne dăm seama ce am mai putea noi repara sau ce lucruri minunate am putea face începând de mâine. Să le faceți. Vă aștept cu mare drag să-mi spuneți ce lucruri minunate ați făcut. Să mă bucur și eu alături de voi. Am fost împreună la gândul de seară. Vă aștept cu mare drag și altă dată. Aveți grijă de voi și noapte bună. Vă iubesc!